Sergiu a vrut să se descarce și a ținut un monolog explicativ asupra stărilor pe care le are. Acum chiar m-a făcut să râd. Pe bune. Nu vreau să faci joculații de astea cu mine. Sunt bine, m-am calmat, am cântat, mi-am și eu scăpări, ca tot omul, mai răbufnesc. Trebuie să fiu așa, când am ceva de zis, trebuie să zic de prima dată. Dar am tăcut. Deodată e bine să spui punctul de vedere, deodată e bine să zici ce ai de zis și răbufnești. În schimb, ceea ce nu-mi place mie e să își dai alții cu părerea despre mine. Atâta timp când eu nu dau cu părerea despre alții, așa vreau ca nici alții să nu-și dea cu părerea despre mine. Dacă eu am tăcut, o să dacă și alții. Simplu ca bună ziua. Dar voi și oamenilor care mă priviți și vă înscrieți la emisiunea asta nouă sezon, că vă deranjează ceva, faceți-vă curaj și ziceți lucrurile așa cum trebuie să se. Că dacă nu, ajungeți în stagiu și în starea în care eu mă aflu acum. E fain ce se întâmplă aici, dar e și greu, să știți de la mine ce vă zic acum. Și suntem noi oamenii, toți oamenii suntem niște păcătoși, chiar și popa din biserică, când are veșmintele alea pe el îmbrăcate, e omul lui Dumnezeu. Când și le dă jos de pe el, e păcătos ca noi oamenii. Mă, nu cred că am exagerat și că am vorbit eu cel mai rău din toată emisiunea asta, cum stau și mă gândesc. Am răbufnit și am mai zis câteva vorbe, dar ca tot omul, dar au fost alte cuvinte mai urâte, mai jignitoare. De adevăr că nu-i fain cum am vorbit, dar așa suntem noi oamenii, mai răbufnim, mai avem câteva scăpări. Nu există om să nu fie păcătos, nu sunt ușa de biserică. Sunt și eu cu păcate și mai departe. Dar pentru asta și eu s-a plecat pe jos când am greșit, mai ascult o cântare de pocăință, mai mă rog în gândul meu și Doamne iartă-mă să mă ierți. Iar voi, cei de acasă, trebuie să știți în legătură cu mine și cu Madi, noi suntem foarte bine. Am fost ieri, cum ați văzut astăzi la televizor, am fost la Sibiu, în județul meu, m-am simțit ca acasă, ne iubim exagerat de mult. Pot să vă zic că da, ne-am întâlnit perechea sufletului meu în emisiunea asta. Chiar dacă câteodată, mai zic și eu că nu-mi place sau nu știu ce. Și da, am fost foarte orgolios atunci când am avut hopul ăla, dar cineva m-a făcut și mi-a zis: arăți orgolul deoparte și ascultă-ți inima. Asta am făcut și eu și asta vedem și pe voi. Orice hop aveți în viață, stați, ascultați, analizați, dar să nu luați niciodată decizii la nervi. Ascultați-vă prima și prima dată inima. Lăsați orgolul deoparte, cântăriți bine, că dacă eu ne ascultam orgoliu, cum eram dărâmat. Și eram acasă și nu ajungeam unde ies. Iar dacă vine vorba de premiu, pentru mine premiu a fost și să ajung în finală, să văd pe fata asta când coboară de pe scările alea unde se e finala, în rochie albă, să o prind de mână, să ne căsătorim și atunci sunam fericit și atunci pot să zic da. Scopul meu în emisiunea a fost împlinit și dus la bun sfârșit. Că acum să aduce discuția despre premiu voi de acasă. Voi, puterea stă în mâinile voastre, nu stă în mâinile noastre, noi aici noi suntem rupt de realitate. Voi decideți. Nici asta n-ar trebui să intereseze pe restul cine câștigă. Eu odată am avut discuție cu viitoarea mea soție, cu Madi, despre premiu. Da, am vorbit la hotel când am fost în Roma, dacă o să ne căsătorim sau nu. Asta a fost singura noastră discuție. Pentru că eu asta ne-am dorit, asta am simțit. Dacă tot am stat până în timpul ăsta, în lunile astea, și ne-am declarat iubirea amândoi și am trecut peste toate hopurile, hai să ne căsătorim, eu sunt că tu ești femeia mea, ea simte că eu sunt bărbatul ei și hai să începem viața asta amândoi împreună. Tot a fost. Asta a fost singura discuție. Și acolo la tațul ăla cu păpucii am răbufnit că nu mi s-a părut corect să se spună că Madi m-a văzut pe mine în oglinda cu un reflex și așa mai departe, de am răbufnit așa. Dar în rest, cred că ne-am păstrat decența timp de 4 luni de zile în emisiunea asta, nu m-am băgat în nicio discuție, nu am dat cu părerea despre nimeni, chiar dacă am văzut ce se întâmplă în jurul meu și cât în dreptate îi, ne-am văzut de părerea mea, de treaba mea și mi-am dat cu părerea. N-am venit aici să vorbesc despre alții așa mai departe. Am venit, într-adevăr am venit la emisiunea care ne-am dorit eu să particip, a fost visul meu să particip la emisiunea asta, la niște cum că eu am venit cu lecțiile făcute și așa mai departe. De foarte multe ori am primit scrisori de la voi și de la fani, de la susținători, dar și de la hateri. Că eu oricum nu cunosc emisiunea asta. Că tu zici că cunoști emisiunea asta, dar tu nu faci deloc. Pentru că una e să vezi la televizor emisiunea și una e să fii tu aici, să fii tu în emisiunea asta și să faci lucrurile așa cum trebuie, cum simți tu. Nu să te lași ghidat. Niciodată nu m-am gândit că eu să mă îndrăgostesc, niciodată nu m-am gândit că eu să iubesc, niciodată nu m-am gândit că eu o să fac pasul ăsta să mă căsătoresc. Niciodată n-am crezut că eu voi simți așa ceva. Niciodată am crezut că eu pot să am răbdare. De mama câteodată e foarte uimită cât de mult m-am schimbat. Pentru că nici n-am crezut că pot să fiu așa. Și ce mă bucură pe mine că voi, întotdeauna oamenii de acasă, m-ați înțeles și ați văzut în Sergiu, omul Sergiu, nu concurentul Sergiu, omul Sergiu, cu muzeu de fapt. Când am simțit nevoia să răbufnesc, că am răbufnit. Când am simțit nevoia să zic o înjurătură, că tot omul mai zice o înjurătură. Și eu n-am vrut niciodată să deranjez, n-am vrut niciodată să-mi dau cu părerea despre alții. Dar uite, că alții își dau cu părerea despre mine. Deci îți încarci creierul cu lucruri negative. Și pentru ce? Pentru niște oameni pe care tu ai considerat prieteni. Dar nu toată lumea e ca mine și nu toată lumea are sufletul meu. Câteodată când stai și îți vezi numai de relația ta și nu te bagi în discuții, nu-i bine. Alții, în loc să-și vadă de relația lor, să-și clădească relația, așa cum ne-am clădit-o eu, cu bune, cu rele, cum am știut eu. Nici eu n-am știut. Nici eu n-am știut să-mi clădez relația sau nici eu n-am știut cum să-mi o consolidez, așa mai departe. Cu lucruri mărunte, cum am știut eu. Cărămidă peste cărămidă și uite că am ajuns în stagiu în care eu, Sergiu, se căsătorește cu femeia visurilor lui. Atât aș schimba. Dacă mă întrebați, să-mi zic și eu punctul de vedere când mă deranjează ceva. Să nu mai tac. Deodată când e bine și să-ți vezi relația ta, da. Când trebuie să vă ziceți punctul de vedere, spuneți-l, fraților. Ajungeți în stagiu în care stați ca mine, clacați, mă încărcați cu lucruri negative, vă umpleți creierul numai de bazaconii. Eu ieri am fost cel mai fericit om. Acum ce fac? Pentru ce? Pentru niște oameni care i-am considerat apropiați mie, își dau cu părerea. Altceva nu ce să facă decât să-și dai cu părerea. Dar nu despre mine, atâta timp că eu nu-mi dau cu părerea despre ei. Pentru ce să dai cu părerea despre mine? Uitați-vă, fraților, de relația voastră, clădiți-vă relația, vorbiți ce o să faceți afară. Așa fac niște oameni normali. Capriciile iubirii. Uneori ai nevoie să vorbești cu voce tare, să te și auzi, nu doar în interiorul tău. Și ți-a făcut bine? Da, m-am descărcat, simțeam nevoia să vorbesc cu cineva, n-am avut cu cine să vorbesc. Madi era foarte obosită, mama s-a băgat și ea la somn, a rămas unul singur. Mama, dar ziceai că e pe scenă, că are public așa, în stânga, în dreapta, era de elizabetan, așa, avea spectatori, da, se întorcea, lucra cu camera. Se uitau oamenii pe AntenaPlay, sunt convinsă că te-au urmărit. Da, nu vorbeam eu așa de unul singur, dar am văzut că camerele au venit foarte jos către mine și am simțit nevoia că ele o să mă asculte. Și dacă au venit chiar jos, am zis că e momentul meu să vorbesc cu cineva, că sunt ascultat. Da, pe AntenaPlay. Sergiu, uite, eu te înțeleg, am participat și eu în sezonul 6 și știu ce înseamnă să accepti părerile altora, pentru că asta mi-a fost cel mai greu în competiție, din punctul meu de vedere, mai ales la finalul sezonului, când unii prieteni sau pe care îi consideră prieteni își spun punctul de vedere și eu am trecut prin asta, însă trebuie să, cu un singur lucru nu empatizez. Eu cred că toți, nu numai cei din casă, și cei de afară, și toată lumea are dreptul la o părere. Atâta timp cât ei nu vă jignesc, au dreptul să spună că ei nu sunt aici de bibelou și asta că eu nu-mi dau cu părerea despre alții. Păi cine te ține? Că uite, te-ai încărcat și ai clacat și ai ajuns să vorbești cu o cameră. Nu mai bine îi spune lui Adrian de la început. Uite, măi, Adrian, pe mine mă doare. Ai stat lângă mine, am stat lângă tine. Hai să nu mai... Acum plecăm acasă, mai e puțin. Adică nu avem nimic de împărțit. Nu era mai ok așa? Eu când l-am spus-o cu intenție rea, adică l-am spus... Și dacă spui, Adrian, e părerea voastră, adică, ok, nu crezi într-un cuplu, asta nu înseamnă, oricum nimeni nu ofere nimănui nicio garanție, poate să fie toată viața, poate să se despartă după 3 luni, Dumnezeu știe. Și nimeni nu poate controla ce se întâmplă în finală, oricât ai vrea, Sergiu a avut dreptate, a zis, da, domnule, noi suntem aici, voi sunteți acolo și, într-adevăr, publicul decide până la ultimă instanță. E adevărat, da, trebuie să-i și convingi într-un fel sau altul să fie de partea ta, prin ceea ce faci, prin felul în care trăiești povestea de iubire, prin ce exprimi atunci când vorbești despre povestea ta de iubire. Pentru că, de fapt, asta ar trebui să premieze telespectatorii și publicul. Da. Și sunt convinsă că vor fi suficient de generoși telespectatorii, așa cum s-a întâmplat la toate sezoanele de până acum, încât să ofere votul concurenților. Eu aș vrea să-l întreb pe Sergiu, dacă părerea aceasta venea de la, nu știu, un băiat de care tu nu ai fost așa apropiat sau de la o fată, te-a afectat la fel de mult? Cred că da. Da, nu m-a afectat chiar atât de mult, dar tot m-a afectat. Da, eu nu înțeleg, dar nu înțeleg de ce te afectează, indiferent că e unul apropiat sau unul mai îndepărtat. Mergi pe principiu cu gura lumii, e foarte importantă? Nu, pentru că afară oricum eu n-ascult de gura lumii, dar aici păi și atunci? Suntem închiși în... Păi și atunci de ce te-ar fi afectat? Eu dacă acum vin și îți spun o inepție, tu te afectezi așa că te afectezi? Ia uite, până la urmă tu știi dacă e o inepție sau e un lucru adevărat. Dacă e un lucru adevărat, ok, are de ce să te afecteze. Dar dacă tu te știi curat, păi poate să vină 100 de batalioane și să dea cu tunurile aici. N-ar trebui să te atingă. Dați, fraților. Da, trebuie să înveți să te protejezi. Să nu mai pui la suflet orice vorbă. Că oamenii vorbesc. Și gura lui e slobodă. Nu degeaba a ieșit vorba asta. Și dacă nu o să te protejezi, o să suferi la fiecare cuvânt pe care o să-l auzi. Mai ales acum cu rețelele sociale, de socializare, scuze, în care părerile se învârt dintr-o parte în alta și se amestecă cu informații mai mult sau mai puțin adevărate. Mai puțin. Mai puțin adevărate. De cele mai multe ori. De cele mai mult sunt fantasmagorice. Da. Tot ce circulă acolo. Păi ce faci? Ajungi în spital, te ia salvarea după ce te uiți pe Facebook, după ce ieși din casă. Nu are sens. Chiar nu are sens. Gândește foarte bine. Dacă tu știi că ești curat în sufletul tău, dacă tu știi că ești fericit și că gândurile tale sunt în echilibru cu ceea ce simți, atunci nu trebuie să ai nicio